Tudorița Lungu, președinte, Andrei Paraschivescu și Mircea Sprianu, prim vicepreședinți, Constantin Drăgănuță, secretar general, Adrian Iordache, secretar general adjunct. Așa arată formula de conducere a biroului județean al PDL, birou din care fac parte 30 de membri, primari democrat-liberali, consilieri județeni și consilieri locali. Noua structură a fost validată luni de biroul permanent național după ce PDL Bacău a rămas fără stăpân după plecarea lui Valerian Vreme. Momentul în care am preluat organizația PDL Bacău este un moment nu tocmai fericit, pentru că pornim de la o situație nu spectaculoasă, în sensul că este pentru prima dată când organizația noastră nu mai are parlamentar. Este pentru prima dată când PDL-ul are în județ organizații care au zero consilieri locali. Sau un consilier, doi, ceea ce este total nemulțumitor pentru noi, cei care suntem de mult în Partidul Democrat Liberal. Deputat în mandatul 2008-2012 și prim vicepreședinte al PDL Bacău până mai ieri, Adrian Popescu nu face parte din noua echipă. Eu l-am sunat pe Adrian Popescu să-l invit în echipă. Pentru că orice om care a muncit pentru Partidul Democrat Liberal este important pentru mine și valoros. La acest moment, Adrian Popescu m-a refuzat. Însă, ca și domnul președinte, aștept să-i treacă. Nu aș vrea să critic în niciun fel, niciun fel. Cu Adrian Popescu am făcut campanie atunci când am fost candidați toți trei. Chiar dacă el a uitat, în 2008 este parlamentar și datorită muncii mele și a domnului Drăgănuță și a echipei de pe municipiu și din tot județul. Însă, sincer, nu înțeleg de ce s-a supărat. Nu înțeleg de ce s-a supărat. A fost un moment când putea să aibă pretenții să fie președinte și să nu permită să se întâmple ce s-a întâmplat aici, la Bacău. Că era parlamentar atunci. Acum s-a supărat, dar eu sunt convinsă că lui Adrian îi va trece și va fi în echipă. Nu e vorba de nicio supărare, de ce să fiu supărat? Deocamdată vreau să-mi văd de treburile mele, pentru că se anunță un an destul de aglomerat în activitatea pe care o desfășor și nu aș avea timp să mă ocup și de problemele partidului, a declarat pentru 1TV fostul prim vicepreședinte al PDL Bacău, Adrian Popescu.